Bună ziua, navele de clasa a 7-a. Realizatorii acestui material îți propun derivarea, unul din mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului. Parcurgând acest material, vei descoperi aspecte teoretice, aplicații practice și forme de evaluare. Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care cuvintele se obțin pornind de la unele existente în limbă, adăugând sufixe sau prefixe. Îți propunem următoarea cerință. Plecând de la termenii carte, coajă, copac, casă, creion, copil, a munci, aur, luciu, a se gândi, bogat, a citi, precizează ce cuvinte ai putea forma. Cu siguranță sau te poți gândi la cărticică, descojit, copăcel, căsoaie, creionaș, copilandru, muncitorime, aurar, lucios, a se răzândi, a îmbogăți, a reciti. Să facem următoarea observație. Cuvintele la care te-ai gândit au fost obținute cu ajutorul unor sunete sau grupuri de sunete pe care le-ai atașat înaintea sau după termenii dați. De la un termen numit cuvânt de bază, se pot forma așadar mai multe cuvinte, al căror sens este înrudit. De exemplu, de la cuvântul de bază frunză, poți forma frunzuliță, frunzișoară, frunziș, desfrunzit și altele. Observăm că aceste cuvinte au o structură comună constituită din aceleași sunete pe care le regăsim și în cuvântul de bază. Aceasta poartă numele de rădăcină, notată cu roșu. Frunz. De asemenea, remarcăm prezența unor grupuri de sunete aflate înaintea rădăcinii numite prefixe, cum este des, din desfrunzit, și după rădăcină numite sufixe, cum este it, din desfrunzit. Le-am notat cu albastru. Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete așezate după rădăcină pentru a forma cuvinte noi. Exemple de sufixe. Uță, ar, eți, i, îi, ar, os, bil, ește, iza, iș, îș. Acestea pot intra în componența unor substantive, precum mașinuță, pantofar, tristețe, în componența unor verbe, a uri, a electriza, a mormâi, sau adjective, lunar, spectaculos, locuibil și de asemenea în adverbe precum iepurește, cruciș, târâș. Sufixele pot fi de două tipuri, diminutivale și augmentative. Sufixele diminutivale formează cuvinte care exprimă o micșorare a obiectului, a persoanei sau a calității. Iată câteva exemple. Uleț, uc, icică, icel, uță, aș, în cuvinte precum ursuleț, năsuc, floricică, firicel, căsuță, fluieraș. Sufixele augmentative formează cuvinte care exprimă o mărire a obiectului, a persoanei sau a calității. Iată câteva exemple. Andru, an, oaie, oi, în cuvintele băiețandru, lungan, căsoaie, maimuțoi. Să facem următoarea observație. Cuvintele derivate cu sufixe diminutivale sau augmentative pot căpăta valoare stilistică în diferite contexte precum a. Așteptă-mă o secundiță. Vorbitorul dorește să obțină o îngăduință temporală din partea interlocutorului. B. Ia spune-mi, inginerașule, cum rezolvăm problema? Vorbitorul este clar că devine aici ironic la adresa unui presupus specialist. C. Avea niște buzoaie groase și debălăzate. Remarcăm un citat din Ion Creangă, e portretul
lui Gerilă, nu? Și aici vorbitorul ironizează înfățișarea făpturii atipice. De fețișoara lui, spuma laptelui, mustăcioara lui, spicul grâului. E un alt citat din literatura populară, mai precis din Miorița, și aici se dezvăluie iubirea mamei față de fiul ei. Prefixele sunt sunetele sau grupurile de sunete așezate înaintea rădăcinii pentru a forma cuvinte noi. Exemple de prefixe: în, îm, des, dez, răs, râz, stră, in, ne, pre. Acestea pot intra în componența unor substantive: neliniște, străbunic, dezumanizare. În componența unor verbe: a înmâna, a dezbăbi, a prevedea, a răscumpăra. Sau în adjective: neînțeles, strălucitor, deszăpezit. Și bineînțeles, în componența unor adverbe: neprietenește, negreșit. Dacă un cuvânt este derivat atât cu prefix cât și cu sufix, devine un derivat parasintetic. Iată câteva exemple. A înflori, care primește atât prefixul în cât și sufixul i. Asemenea sunt și celelalte: a înlemni, a încreți, a desfrunzi. În cadrul anumitor cuvinte derivate se pot identifica câte două sau chiar mai multe sufixe sau prefixe. De exemplu, cuvântului de bază oltean îi sunt asociate, în cuvântul nestrămoșesc, remarcăm faptul că termenul de bază moș a și sufixul es. Cuvântul judecătoresc este derivat cu sufixele ător și esc. Iar cuvântul nestrălucitor primește două prefixe, ne și stră, și sufixul tor. Iată primul joc. Norulețul buclucaș identifică sufixele și prefixele din cuvintele pe care le regăsești notate în imaginea de mai jos. Poți identifica aici sufixul os în cuvântul în, în verbul a înura, sufixul ișor în substantivul norișor, sufixul uleț în cuvântul noruleț, sufixul icel în cuvântul noricel. Ca să mai exersezi puțin, îți propunem mărul dulce acrișor. Identifică sufixele din cuvintele pe care le regăsești notate în imaginea de mai jos. Cu siguranță ai identificat sufixul andru în copilandru, sufixul aș în substantivul copilaș, sufixul ăresc în adjectivul copilăresc, sufixul it în copilărit, sufixul iță în copiliță, sufixul ăros în copilăros și sufixul ări în acopilări. Ți-a plăcut, nu? Îți propunem un alt joc, steluțele vesele. Ele se înveselesc dacă vor primi corect sufixele. În băiețel remarcăm sufixul el. În copilaș sufixul aș. Săniuță are sufixul uță. Îngeresc sufixul esc. Șoimește sufixul ești. Fetiță, bravo, iță. Băiețandru, bravo, sufixul augmentativ andru. Alt joc, puțin mai complex, copăcei prieteniei. Notează în coroanele pomilor câte două adjective formate prin sufix
de la următoarele cuvinte. Pământ. Te-ai gândit la pământiu și la pământesc, nu-i așa? Prieten. Prietenesc și prietenos. Aur. Auriu și aurit. Copil. Copilăros și copilăresc. Alb. Alburiu și albicios. Armonie. Armonizabil și armonios. Galben. Gălbui. Îngălbenit. Tânăr. Tineresc și întinerit. Bravo! Mergem mai departe. Cuvintele copilăriei. Aici îți propunem să formezi diminutive de la următoarele cuvinte. Bancă. Băncuță. Cojocel. Floare. Floricică. Aripă. Aripioare. Cal. Căluț. Încet. Încetișor. Brad. Brăduț. Lumină. Luminiță. Scară. Scăriță. Frumos. Frumușe. Om. Omuleț. Ou. Oușor. Bine. Binișor. Barcă. Bineînțeles, bărcuță. Și acum, ca să dovedești că ai devenit un campion, îți propunem jocul cerculețele olimpice. Trebuie să marchezi aici cu albastru sufixele și cu verde prefixele în cuvintele derivate date. Lemnar. Ai remarcat sufixul ar. Aluniș. Are sufixul iș. Are face, are prefixul re. Lucrător. Sufixul dor. Neclar. Prefixul ne. Prietenos. Sufixul os. Poznaș. Sufixul aș. Are prefixul răs. Tineresc. Sufixul esc. Românește. Sufixul ește. Bravo! Și acum minutul de ortografie. Subliniază cuvintele scrise corect din seria. A înflăcăra, a înnota, a înneca, a împăduri, a se înneca, a înnota, a se înnora. Și motivează în ce constă greșeala în cazul celorlalte. Le-ai identificat? A înpăduri, a se înneca, a înnota, a se înnora și motivează în ce constă greșeala în cazul celorlalte. Le-ai identificat? Răspuns. Cuvintele scrise corect sunt a înflăcăra, a înnegri, a se înneca. Ce se întâmplă cu celelalte? Să explicăm. Termenul a înnota nu este obținut prin derivare și nu se scrie cu dublu N, forma corectă fiind a înnota. Cuvântul a înpăduri este scris greșit deoarece înainte de P și B se scrie M și nu N. Astfel, forma corectă este a împăduri. Termenul a înnoda este scris greșit întrucât în este prefixul, iar nod este cuvântul de bază. În această situație se va scrie a înnoda. Aceeași explicație este valabilă și pentru cuvântul a se înnora. O scurtă evaluare.
Să parcurgem următorul fragment din textul Alunița al lui Tudor Arghezi. Câteodată, una din păruielile zilnice printre picioarele mesei pornea numai de la aluniță. Băiatul umblând să șteargă alunița cu un ghemotop de hârtie și fetița fugind ca să-și scape bobul de mac lipit în neștire pe fața ei. Într-o noapte, pe când surioara lui dormea, băiatul deznădăjduit de încercări și sculat între perini, plângea și el că nu iese, presimțind că alunița s-a prins în punctul ei pentru totdeauna. Argumentul care a potolit câtva timp amărăciunea băiatului fusese că și el ar fi avut o aluniță pe spinare. Atunci i s-a făgăduit că are să fie mutată încet, încet și mama s-a pus să caute pentru descântecele de mutat alunița o grămadă de substanțe care nu se găsesc odată toate. Un picior de gândac verde, o picătură de miere scoasă din ciocul albinei, un petec de păienjeniș de care zboară din stele. Să parcurgem următoarele cerințe. 1. Transcrie 4 cuvinte derivate din primul alineat. Acesta este primul alineat. Crezi că le-ai găsit? Ia să vedem. Te-ai gândit la cuvântul păruielile? Cuvântul derivat este păruială. Zilnice, termenul este zilnic, aluniță, fetița, termenul derivat este fetiță. 2. Notează 4 termeni derivați de la cuvântul de bază stea. Ai reușit? Hai să vedem împreună dacă te-ai gândit la steluță, înstelat, stelar, a se înstela. 3. Rescrie un cuvânt parasintetic prezent în al doilea alineat, explicând cum s-a format. Să-l căutăm și cred că deja l-am găsit. Ne gândim la cuvântul de bază, la prefixe și sufixe și iată răspunsul. Deznădăjduit s-a format prin derivare, adăugându-se prefixul dez și sufixul it la cuvântul nădăjdui, care la rândul lui s-a format de la cuvântul de bază substantivul nădejde cu sufixul ui. Realizatorii acestui material îți mulțumesc pentru atenție și pentru implicare. La revedere!